Bine, vă aștept, a răspuns Alia Vișinescu și a încheiat apelul. Femeia și-a adus din nou atenția asupra mesei. Prăjitura era deja în formă, mai rămânea doar să o decoreze și să o bage în cuptor. Și foarte curând, împreună cu soțul și copiii ei, va bea ceai fierbinte, care va înfrumuseța această seară umedă. Alea s-a uitat pe fereastră, acolo ploua cu găleata. Picături băteau un geam, creând o melodie ciudată care atingea ceva în sufletul femeii. Alea s-a uitat în depărtare și nici măcar nu a observat cum a fost copăleșită de o criză de nostalgie. Sub zgomotul ploii, Alea Vișinescu a pătruns în comoara amintirilor ei din copilărie. Părinții ei i-au creat un copilărie uimitoare, pe care nu a regretat-o niciodată. Femeia și-a amintit un episod din trecut, când picioarele ei mici erau obosite. Tată, poți să mă porți? A implorat Alia, întinzându-i tatălui ei mâinile minuscule. Desigur, prințesa mea mică, a exclamat el fără efort, ridicând-o pe brațele lui puternice. Unde? În regatul magic sau acasă? În regatul magic, te rog, a chicotit Alia. În tot drumul spre casă, tatăl ei i-a spus povești despre dragon și zâne, transformând drumul lor obișnuit într-un regat fermecat, unde totul era posibil. Apoi, Alea a fost transportată pe malul lacului, unde tatăl și fiica se așezau pentru pescuit. Soarele juca pe suprafața apei. Alea încerca să imite tehnica tatălui ei. Tată, fac bine. a întrebat ea concentrată. Încruntat, el a zâmbit. Aproape, dragă ai nevoie doar de puțină mai multă îndemânare. Când undița s-a mișcat în așteptarea capturii, ochii alăci s-au lărgit. Tată, mi se pare că am prins ceva mare. Tatăl ei a sărit la ea, în ochii lui reflectându-se emoția. Prinde, alia, prinde. Râsul lor răsuna în toată lacul când au prins cu succes premiul lor. Acum aveau cu ce să se laude în fața mamei. Cu mama ei. Femeia avea multe amintiri plăcute. Acasă, în bucătărie, unde mama era un adevărat conducător, domnea întotdeauna o atmosferă caldă și confortabilă. Mamă, pot să te ajut să gătești? a întrebat Alia, ochii ei plini de curiozitate. Desigur, draga mea, astăzi vom găti mâncarea ta preferată. Supă de pui, a răspuns mama, întinzându-i un șorț. În timp ce tăiau legumele și amestecau oala clocotită, Ale absorbea înțelepciunea culinară pe care o împărtășea cu ea mama. Ține minte că ingredientul secret este dragostea, i-a spus femeia, făcându-i cu ochiul. Chiar și după atât de mulți ani, amintirile pregătirii împreună o atingeau pe alea ceva în suflet. Mama ei îi dădea sfaturi și împărtășea secretele ei. Și acum copiii ei iubesc supa de pui. Și apoi au fost lecțiile de cusut, la care mama o învăța cu răbdare subtilitățile lucrului cu acul și firul. Mami, pot să-mi coas o rochie pentru păpușa mea? A întrebat Alia, întinzând un petic de țesătură. Sigur, dragă, să transformăm această țesătură în ceva special, o încuraja mama ei. Când zgomotul mașinii de cusut s-a amestecat cu râsul lor, Alea a cunoscut bucuria creativității. Acum, când picăturile de ploaie cântau o melodie ciudată pe geam, Alea se uita în depărtare și pe buzele ei înflorea un zâmbet. Atacul de nostalgie o învăluia ca o pătură confortabilă, iar ea șopti pentru ea însă și, mulțumesc, mamă și tată, pentru copilăria mea magică. Cu toate acestea, părinții ei nu au ajutat-o doar să se joace și să se distreze. Ei au fost mereu alături de ea în orice întreprindere. Tată, vreau să devin om de știință când voi crește, a declarat Alea. Ochii ei străluceau de hotărâre. Dima, tatăl ei, a zâmbit și a mângâiat părul cu afecțiune. Omul de știință, da. Vei crea lucruri uimitoare? Vom avea grijă să ai toate cărțile și instrumentele necesare, a adăugat Lydia, mama ei, alăturându-se lor. Și vom fi alături de tine sprijinindu-te la fiecare pas. În timp ce Alea învăța la școală, părinții ei au devenit sprijinul ei. Dima ai ajuta să rezolve problemele de matematică, iar Lydia se ocupa de subtilitățile limbii și literaturii. Mami, această sarcină de istorie este atât de dificilă, oftă Alea, înconjurată de manuale. Hai să vedem ce nu înțelegi, dragă, a zis Lydia, împinând masa mai aproape. Istoria este ca un basm captivant. Odată ce te cufunzi în ea, nu vei mai dori să te oprești, dar uneori poate fi plictisitoare, așa că este important să ceri ajutor la timp. Dar școala a trecut. Fata a susținut cu succes toate examenele. Apoi a venit timpul să se înscrie la facultate. Tată, mamă, m-au admis la, a exclamat Alia, agitând documentele de admitere. Dima a îmbrățișat strâns. Iată-ne, fata noastră, suntem atât de mândri de tine. Atunci, alăt și se părea că alături de ea vor fi mereu tatăl ei puternic și mama ei bună. Dar soarta a aranjat altfel. Dima a avut un accident și nu a supraviețuit. Alea și Lydia au rămas singure. Tatăl nu mai este, a șoptit Alea, cu lacrimi în ochi. Vom trece peste asta, Fetița mea, vom trece peste asta împreună, vom depăși totul, a spus Lydia, luptându-se cu propria ei durere, în timp ce o strângea pe fică la piept. Dar culorile vieții lor odată atât de strălucitoare păreau să se fie stompat. Casa, plină de râs și vise, păstra acum o durere tăcută a pierderii. Absența lui Dima arunca o umbră lungă și vindecarea devenise pentru Alea și Lydia o țintă de neatins. Zilele s-au transformat în luni, iar durerea nu se potolea. Lydia nu putea să creadă că soțul ei iubit a părăsit-o atât de devreme. Alea plângea noaptea în pernă, sfâșiată de durerea pierderii tatălui ei. Și apoi, parcă soarta a vrut să lovească cu un al doilea lovit. Lydia a căzut bolnavă. Boala a progresat rapid, transformând casa lor într-un câmp de luptă. Mamă, te vei face bine, a întrebat Alia. Vocea ei nu era mai tare decât un șoaptă. Dragă, trebuie să-ți spun ceva. Așează-te, iubita mea. În camera slab luminată, Lydia a început să împărtășească o adevăr dureros care îi va schimba viața viitoare fetei. Alia s-a așezat pe pat lângă femeie și a întrebat, mamă, despre ce voiai să vorbești cu mine? A întrebat Alia, îngrijorată, încruntându-se. Lydia, slăbită, dar încă puternică, a reușit să zâmbiască. Dragă, trebuie să-ți spun ceva. A venit timpul. Timpul în cameră părea să se fi oprit, când Lydia a început să spună adevărul pe care îl ascundeau de atâția ani. Adevărul care îi va răsturna alăci reprezentarea despre familie. Alia, iubita mea, tu nu ești fiica noastră biologică, a recunoscut Lydia. În vocea ei se auzia, din păcate, și greutatea multor ani de tăcere. Alea stătea în stare de șoc, mintea ei se zbătea, încercând să înțeleagă această revelație. Cuvintele pluteau în aer. Lydia, cu ochii plini de lacrimi, a continuat: Mama ta biologică te-a lăsat în orfelinat când erai foarte mică. Te-au găsit cu o notă în care scria: Îmi pare foarte rău, draga mea și nu pot avea grijă de tine acum, dar te voi găsi. Lumea alăci părea să se învârtă, pământul îi se desprinsese de sub picioare, când digera această revelație. Întrebările ea saltau mintea, iar emoțiile se zbuciumau în ea ca un uragan. De ce nu mi-ai spus mai devreme? A putut să șoptească ea în cele din urmă, iar vocea ei a răsunat ca un sunet fragil în cameră. Lydia s-a întins după mâinile alăci căutând sprijin. Am vrut să te protejez, draga mea. Nu puteam avea copii proprii. Și de îndată ce te-am luat în brațe, ai devenit fiica noastră, te-am iubit din tot sufletul și nu am vrut ca adevărul să umbrească legătura noastră. În cameră s-a lăsat liniștea. Femeia a reușit să scape de povara minciunii, chiar dacă la sfârșitul vieții sale. Alea se gândea la ce a auzit. Avea o altă mamă. O altă femeie a crescut-o o vreme, iar părinții ei au crescut-o și au educat-o pe Alea. Fata a înțeles aproape imediat că această dezvăluire nu a schimbat aproape nimic. Te iubesc, mamă, a spus în cele din urmă Alea. Vocea ei tremura. Nu contează de unde vin, dar voi doi sunteți părinții mei. Acesta este tot ce are importanță pentru mine. Lydia. Cu lacrimi pe față, a îmbrățișat-o pe Alea cu putere. Nu aș putea, mamă, dar voi ați devenit pentru mine întregul meu univers, voi și tatăl meu. Ieșind din cameră, Alea a mers pe străzile liniștite spre casă. În capul ei se învârtea un vârtej de emoții. Dar acum era greu să se simtă în siguranță. Această casă a pierdut deja tatăl, iar foarte curând și mama o va părăsi. Medicii nu dădeau prognoze optimiste, lucrurile mergeau pe zile. Rămânând singură în camera ei, Alea și-a permis emoțiilor să iasă la iveală. A plâns toată noaptea, plângând nu numai dezvăluirea secretului său de origine, ci și viitoarea pierdere a femeii care era mama ei în toate sensurile acestui cuvânt. Femeia care i-a oferit atât de multe momente fericite a plecat. Lăsându-o pe Alea acum fata a rămas complet singură. Nimeni nu va veni și nu o va îmbrățișa, nu o va milui. Și nu va putea să se agățeze strâns de umerii larci ai tatălui ei și să inspire mirosul lui, iar mama nu o va mângâia niciodată pe cap. Următoarele câteva săptămâni s-au împletit pentru alea într-un fir. Nu observa cum se termină o zi și începe alta. Pentru a se ocupa cu ceva, Alea a decis să plece în căutarea mamei sale biologice. Această femeie a vrut să o returneze, dar din anumite motive nu a făcut-o. Alea a fost interesată să afle ce s-a întâmplat. S-a dus la arhiva locală pentru a găsi înregistrările necesare. Îmi pare rău, caut documente de acum 20 de ani. Încerc să găsesc informații despre o femeie care și-a lăsat copilul la orfelinat, a întrebat Alea de la lucrător scanând cu ochii rafturile și rafturile vaste. Funcționara, o femeie de vârstă mijlocie cu ochii obosiți, a oftat. Îmi pare foarte rău, dragă. Înregistrările pentru acea perioadă au fost distruse în timpul unui incendiu acum câteva luni. Și documentele din orfelinatul nostru au dispărut și ele în incendiu. Nu am avut timp să le digitalizăm. Îmi pare foarte rău. Decepționată, dar nu învinsă, Alea a continuat căutările sale. A vorbit cu localnicii, a vizitat locuri vechi și a studiat orice sursă care ar fi putut oferi măcar un indiciu despre trecutul său misterios. Dar, în ciuda tuturor eforturilor sale, răspunsurile au rămas ascunse în cenușa incendiului. Au trecut luni, iar Alea s-a găsit la răscruce de drumuri. Tocmai în această perioadă, i l-a întâlnit pe Grigorie Vișnevski. Un bărbat carismatic cu o zâmbitoare caldă și o educație aleasă. Prima lor întâlnire a avut loc într-o cafenea locală, unde Alea era absorbită de o carte. Grigorie, observându-i interesul, a început o conversație despre literatură. El a citat o frază din cartea pe care o citea fata. Alea a zâmbit ușor, închizând cartea. Rar întâlnești pe cineva care împărtășește dragostea mea pentru clasici care este romanul tău preferat al lui Dostoevski? Așa a trecut prima lor întâlnire spontană, în discuții despre literatură și nemulțumirea față de autorii moderni. Legătura lor s-a adâncit cu fiecare întâlnire ulterioară. Au încercat lucruri diferite, de la cinele intime la plimbări în parcul local. Grigorie, cu caracterul său ușor și gesturile sale grijului, a devenit pentru alea o sursă de mângâiere în perioada de incertitudine. Un an mai târziu, încălziți de dragostea lor crescândă, alea și Grigorie stăteau la altar, schimbându-și jurămintele. Ei își imaginau ce viață ar putea construi împreună. Viața lor comună a avut loc în aceeași apartament, unde alea a petrecut copilăria cu părinții adoptivi. Acela de post cu trei camere, care odată era plin de ecourile iubirii dintre Lydia și Dima, acum deschidea o nouă pagină în viața ale Grigorie. Alea, sunt atât de fericit că ești în viața mea, a șoptit Grigorie, îmbrățișând-o, când s-au așezat în camera comună. Fata a zâmbit, iar în ochii ei se reflecta o combinație de recunoștință și satisfacție. Am încercat mult timp să-mi găsesc locul în viață, dar acum știu că este alături de tine, și împreună au transformat apartamentul într-o casă confortabilă, într-o fortăreață unde nimic nu le putea împiedica să fie fericiți. Se certau uneori, dar se împăcau întotdeauna. Niciodată Alea și Grigorie nu și-au spus unul altuia ceva dur sau jignitor. Viața lor comună a fost un goblen țesut din râs, dificultăți și dragoste. Alea, imaginează-ți că au trecut deja trei ani, a exclamat Grigorie. Cu un zâmbet pe buze. Alea a zâmbit și l-a îmbrățișat. Timpul trece neobservat când ești alături de persoana iubită. În acea ani, cariera lui Grigorie a înflorit și a obținut o slujbă promițătoare. Cuplul s-a bucurat de realizările lor și de legătura lor tot mai strânsă. Sunt însărcinată, a anunțat Alea într-una din seri. Ochii ei străluceau de emoție și așteptare. Fața lui Grigorie s-a luminat. Un copil. Cu apariția lui Alexandru, primul lor copil, a început o nouă eră de nopți nedormite și plâns de copil. Cu toate acestea, micul lor ghem de bucurie s-a dovedit a fi plin de surprize. Alexandru, iubitule, e timpul să dormi, a șoptit Alia, vocea ei sunând ca o melodie liniștitoare. Grigorie a râs se pare cam un bebeluș bufniță de noapte. Împreună au depășit greutățile părintății, ale lipsei de somn și ale capriciilor bebelușului. Dar, în ciuda oboselii, inimile lor erau pline de dragoste și căldură. Un an mai târziu, familia lor s-a mărit din nou. Mihai a venit pe lume mult mai ușor, iar temperamentul lui era calm. Cuplul a găsit ritmul în creșterea copiilor, bucurându-se de bucuria de a observa cum băieții lor cresc și explorează lumea din jurul lor. Viața lor a luat amploare atunci când s-au mutat într-o casă spațioasă, simbolizând extinderea orizonturilor. Cariera lui Grigorie a continuat să se dezvolte, aducând stabilitate și prosperitate familiei lor în creștere. Și iată, la câteva luni după sărbătorirea celei de a șase aniversări anunții, ultimul pies a puzleului lor familial a intrat la locul ei. Bine ai venit acasă, Ecaterina, a anunțat Alea, strângându-și fica nou născută la piept. Ochii lui Grigorie străluceau de mândrie și bucurie. Este la fel de frumoasă ca și mama ei. Cu Alexandru, Mihai și acum Ecaterina, familia lor era în sfârșit completă. Râsul copiilor răsuna prin coridoarele casei, iar legătura dintre Alea și Grigorie se întărea din ce în ce mai mult de la bucuriile și greutățile comune ale părintății. Petrecându-și apariția fiicei și completarea familiei, Alea a șoptit lui Grigorie, iubirea noastră a creat ceva cu adevărat uimitor. Grigorie a îmbrățișat-o strâns pe soția sa și a început să-i șoptească cuvinte de recunoștință și dragoste. Totul mergea atât de bine un zgomot brusc din stradă a readus-o pe alea la realitate. Aroma unui tort proaspăt copt plutea în aer, readucând-o treptat în prezent. Intenționând să sărbătorească a 15 -a aniversare de căsătorie, a început să pregătească masa. Pe măsură ce așeza vasele și tacâmurile, pe fața alei apăru o umbră de îngrijorare. Trecuseră deja patru luni, iar el tot nu putea găsi un loc de muncă stabil bazându-se doar pe slujbe temporare care abia aduceau venituri. În fiecare zi, contul lor bancar se micșora. Alea era pe cale să se cufunde în gânduri nefericite, dar zgomotul ușii de intrare a distras-o. S-a întors soțul ei cu copii. Tată, crezi că tortul este gata? Întrebă Mihai cu nerăbdare. Fețele tuturor copiilor străluceau în așteptarea sărbătorii. Alea s-a forțat să zâmbească, îndepărtând pentru o vreme povara grijilor ei. Nu încă, dar aproape. Hai să vă îmbrăcați pentru masă. Când familia s-a adunat la masă, bucuria de a sărbători aniversarea a eclipsat pentru o clipă grijile financiare care o frământau deja de ceva vreme. S-a uitat cu drag la familia ei reunită. Dacă nu ar fi fost Grigorie, nu ar fi avut astfel de copii minunați. Aceste gânduri au încălzit-o și au liniștit-o. Mai târziu, când copiii au adormit, Alia și soțul ei au rămas singuri în liniștea sufrageriei. Alia, mi se pare că vrei să vorbești, a spus el, simțind seriozitatea expresiei ei. Suspinând greu, a început. Grigorie. Au trecut deja patru luni. Nu putem continua în același mod, lucrările nu sunt suficiente. Avem nevoie de stabilitate, mai ales pentru copii. El a dat din cap, în ochii lui se citea înțelegere și îngrijorare. Știu, Alia, încerc, dar mi-e atât de greu. După companie, mi se oferă salarii atât de mici, deși sunt un bun specialist. Cuprinzând curaj, ea a răspuns. Și înțeleg, dar nu îmi permiți să ies la muncă, iar tu nu poți găsi ceva de încredere. Am putea să ne schimbăm locurile, tu să ai grijă de copii, iar eu să lucrez. Grigorie a îmbrățișat-o strâns pe soție și a promis că se va descurca. Alia a dat din cap mulțumitor. Știa că lui Grigorie îi este greu în prezent. Dar sub responsabilitatea lor se aflau trei copii. Trebuiau să-și calculeze fiecare pas. La început, Alii s-a părut că soțul a luat la inimă cuvintele ei dar cu fiecare zi, speranțele ei se stingeau. Grigorie părea lipit de canapia și nu se gândea să asculte cererile ei de a găsi un loc de muncă. Orice conversație pe această temă se termina cu o ceartă. Alia, dăm puțin timp să mă relaxez, până la urmă, o să găsesc ceva, mormăia el disprețuitor, fără să-și desprindă ochii de la televizor. Ea a oftat, dezamăgirea îi clocotea înăuntru. Grigorie, nu putem continua în același mod. Avem nevoie de stabilitate financiară pentru noi și pentru copii. În loc de răspuns, el a plecat pur și simplu din casă, lăsând-o singură cu ecourile certării. Când s-a întors, nu avea nicio slujbă, doar un sentiment de dezamăgire prelungit. Alia, am fost cu prietenii, nu pot să-mi dedicăm timp mie. Se apăra el în răspuns la întrebare. Tot mai îngrijorată, Alea a înțeles că siguranța lor financiară stă pe un fir. Tensiunea a început să se vărsă în dispute aprinse, iar Grigorie, se părea, nu observa gravitatea situației. După o ceartă deosebit de înverșunată, când cuvintele jignitoare stăteau un aer ca un nor greu, Alea a luat o decizie. A decis să meargă împotriva dorinței soțului ei și a început să caute de lucru. Posibilitatea de a deveni taximetrist a atras atenția ei. Deocamdată, abia a pus anunțul în marcaje, ca să aibă un plan de rezervă. Trecuseră săptămâni, iar tensiunea în casă devenise deja palpabilă. Apatia lui Grigorie o determina doar pe Alea să fie mai hotărâtă să ia lucrurile în propriile mâini. Anunțul despre postul de taximetrist nu ieșea din minte. I se părea că această slujbă ar putea rezolva totul într-o seară, când Grigorie era aruncat pe canapia, scufundat în propriul său univers, Alea a strâns curajul și a abordat această temă. Grigorie, nu pot să aștept la nesfârșit. Avem nevoie de stabilitate și trebuie să fac ceva pentru asta, a declarat ea. Și în ochii ei se reflecta o combinație de hotărâre și furie. El i-a aruncat un ochi disprețuitor. Reaci prea exagerat, totul se va rezolva de la sine în acel moment, în capul ei s-a cristalizat o decizie. I-a comunicat soțului despre anunțul găsit. Dar dacă tu nu vrei să iei inițiativa, atunci o voi face eu. Și mă gândesc să devin taximetrist. Grigorie și-a ridicat surprins prâncenele. Tu, taximetrist, asta e neserios. Ea s-a uitat în ochii lui, în care a apăruse o nouă putere. Sunt absolut serioasă, nu pot sta deoparte în timp ce familia noastră este în pericol. Cu aceste cuvinte, Alea a ieșit din cameră, lăsându-le pe Grigorie să se gândească la seriozitatea situației. Femeia simțea că în ultimii câțiva ani soțul ei se schimbase foarte mult. Anterior, el era o fortăreață în spatele căreia Alea se simțea în siguranță, dar acum totul era diferit. Grigorie a început să dispară din ce în ce mai des din casă ce făcea și cu cine era o enigmă. Alea nici nu voia să se gândească la cine ar fi putut petrece timpul soțul ei. O săptămână întreagă a trecut în tăcere tensionată. Se apropia sfârșitul lunii și le-au început să vină facturile. Femeia a adunat hârtiile și s-a dus la soțul ei. Grigorie, trebuie să vorbim din nou, a spus ea, încrucișându-și brațele. Despre ce? a răspuns Grigorie, fără să-și desprindă ochii de la televizor. Femeia a oftat adânc. Despre faptul că nu ai găsit de lucru, facturile se acumulează, a explicat Alea. Dezamăgirea ei era palpabilă. Grigorie a făcut din mână. Ți-am spus deja, Alea, că munca nouă la cinci nu mă interesează. Am planuri mai serioase. Ce planuri, Grigorie? Nu putem supraviețui doar cu sublucrări? Avem nevoie de bani, bani reali, a răspuns Alia. Răbdarea ei se epuizase. Grigorie a zâmbit. Banii nu sunt totul, Alea, Lucrezi la ceea ce va schimba viața noastră. Tot ce văd este cum stai zile întregi și nu faci nimic. Cum poate asta să schimbe ceva? A răspuns Alia. Mânia ei creștea. Evitând contactul vizual, Grigorie a mormăit: Îmi trebuie spațiu, Alea, nu pot gândi sub o asemenea presiune. Cu aceste cuvinte, bărbatul a apucat portofelul și cheile, apoi a ieșit pe ușă. A trecut o zi în tăcere tensionată. Copiii au încercat să nu deranjeze mama lor, văzând că Alea era într-o dispoziție proastă. Când Grigorie, încă nu prea trează, a intrat în casă, răbdarea lui s-a epuizat. El s-a prăbușit pe canapia, apoi a căzut în brațele somnului. Livingul s-a umplut cu sunetele atenuate ale sforăitului său. Asta e de ajuns, a murmurat femeia în șoaptă. Cu o hotărâre fermă, alea a înțeles că era timpul pentru schimbare. Rumenirea și suspiciunea au ocolit-o când l-a luat în mână. A murmurat ea, încercând să conecteze toate punctele. S-a așezat pe banca de la intrarea în casă și a realizat imediat că o copolește o conștientizare rece. Rujul spunea multe, fiind martor tăcut al trădării pe care încerca să nu o observe. În acel moment, o greutate a căzut asupra ei, iar în interiorul ei a clocotit o furtună de emoții. Lacrimi i-au curs pe obraj în timp ce încerca să-și dea seama că căsnicia ei fusese distrusă de infidelitate. Furia, necredința și un profund sentiment de trădare luptau în interiorul ei. Cum ar fi putut Grigorie, omul cu care împărțea viața de atâta timp, să-i trădese dragostea atât de crud? Răcoarea serii părea să-i pătrundă în oase în timp ce stătea și plângea peste cioburii vieții ei sfărâmate. Ea bănuia deja că Grigorie nu era complet fidel. Dar rușul a fost ultima dovadă. Pe măsură ce își dădea de seama de acest fapt, furia a început să crească în ea, înlocuindu-i șocul inițial. Durerea descoperirii rujului s-a transformat într-o hotărâre furioasă. Ea a șters lacrimile și în locul lor a apărut fermitatea și puterea. A doua zi dimineață, Grigorie s-a trezit într-o casă teribil de liniștită. În aer plutea tensiunea când alea i-a prezentat dovenile. Al cui acest ruj? A cerut ea, ținându-le în fața soțului ei. Surprins, Grigorie se bâlbuia, neputând să găsească o explicație convingătoare. Tăcerea care a urmat a fost zdrobitoare. După această dezvăluire, Alia s-a găsit la un răscruce de drumuri. Rujul, care fusese simbolul trădării, a devenit acum un catalizator al schimbării. Trecând prin o furtună de emoții, ea încerca să decidă ce să facă mai departe, să salveze ce mai rămăsese sau să înceapă un nou capitol al vieții ei, eliberată de lanțurile înșelăciunii. În cele din urmă, soțul a dat glas. Mă întâlnesc cu o altă femeie. Cuvintele lui au răsunat în tăcerea casei. A cerut ea, vocea ei tremurând de supărare și furie. El se uita la ea cu o detașare rece. Alia, ai devenit plictisitoare, monotonă, tot ce gândea era la bani și la copii. Mie îmi trebuie ceva mai mult și vreau să fiu liber. Cuvintele au sunat ca un lovit de ciocan, greutatea indiferenței lui i-a străpuns inima. Acuzațiile că se îngrijea de familia lor, de copii, au fost dureroase. Și eu nu voi tolera această trădare, Grigorie, depun divorț, a declarat ea. Și în vocea ei a răsunat o incredibilă fermitate. Grigorie a mai vrut să spună ceva în răspuns, dar Alea nu mai asculta. El o trădase, o trădase pe ea și pe relația lor. Opinia lui Grigorie nu mai conta pentru Alea. Procesul care a urmat s-a dovedit a fi un labirint de complicații și chinuri sufletești. Alea nu știa că familia lor este îngropată în datorii. Colectivele au atacat ca vulturi, jefuind proprietatea până când nu a mai rămas nimic cu excepția unei sume mici pe contul bancar și a apartamentului părinților. Cu inima grea, Alea a adunat tot ce a mai rămas din viața lor și s-a mutat cu copii în apartamentul părinților. Ruina financiară nu-i lăsa alt ales decât să se împace cu realitatea crudă. Alocațiile de la Grigorie erau un salvator puțin probabil. Rămânând singură în liniștea apartamentului, Alea a privit resturile vieții anterioare. Era un pânz dur, așteptând să fie pictată cu culori de rezistență și forță. Sosise momentul de a se crea din nou. În acel moment, și-a amintit de anunțul de angajare amânat. A decis că era timpul să-și ia soarta în propriile mâini. Ale a trecut cu inima grea printr-un proces de interviu dificil și, în ciuda tuturor, a devenit șofer de taxi. Stradale au devenit noul ei cămin și cu fiecare viraj ea își găsea libertatea și puterea. Zgomotul motorului acoperea ecourile trecutului ei, iar luminile orașului au devenit pentru ea stele călăuzitoare. Trecând pe străzile sinuase, Alea a descoperit o nouă latură în ea însăși. Roțile taxiului purtau nu numai pe ea, ci și speranțele și visele unei femei care își restabilea viața din ruinele trădării. Zilele pentru Alea s-au transformat într-un dans complicat al obligațiilor și problemelor. De la răsărit până la apus, i-a jongla cu o cantitate uriașă de sarcini legate de rolul de mamă singură. Îngrijirea copiilor, curățenia, gătitul și ajutorul la teme au devenit ritmul obișnuit în rutina ei. În cele din urmă, noaptea venea și Alea îi punea copiii la culcare. Dar, în loc să se relaxeze, ea își asuma o altă sarcină. Femeia ieșea la tura de noapte. Parfumul familiar al interiorului mașinii a devenit sinonim cu stabilitatea pentru familia ei. Luminile orașului se prelingeau într-o dungă când ea se strecura prin labirintul străzilor. Fiecare călătorie aducea noi provocări și surprize. Conversațiile cu pasagerii. De la bârfe obișnuite până la mărturisiri profunde, au devenit fundalul călătoriei ei nocturne. Aici, faceți stânga, o instruia unul dintre pasageri. Nu ați putea să mergeți puțin mai repede? Cerea altul. Alia, ținându-și strâns mâinile pe volan, asculta și se adapta, astfel încât fiecare călătorie să fie plăcută pentru pasagerii ei. Și cel mai adesea? Recunoștința se exprima sub forma unor bacși bune. În acele momente, se simțea importantă și puternică. I-a venit conștientizarea că, da, ea poate să-și întrețină singură familia. Independența financiară a adus cu ea un nou sentiment de mândrie. Cu toate acestea, odată cu avantajele, a venit și o adevăr incontestabil. Traducerea în română a textului, lucrarea o epuiza foarte mult ciclul constant de îngrijire a copiilor în timpul zilei, urmat de schimburile nocturne solicitante, o aduceau pe alea la limita puterilor. Și totuși, în minutele liniștite dintre curse, când orașul dormea, ea se perinda pe străzile pustii. Alea găsea mângâiere. Gălgălitul motorului și singurătatea nopții deveneau tovară și ei, oferindu-i ocazia să se gândească la drumul parcurs. Oboseala stătea ca un jug greu pe umerii ei, dar în același timp și satisfacția de a-și da seama că fiecare respirație a ei este un pas spre o viață stabilă pentru copiii ei. Nopțile se succedau zilelor, una după alta. Iar alea urma acest cerc cu o hotărâre neclintită. Trecând prin orașul adormit, Alea a descoperit în ea o forță care era mai mare decât toate greutățile de pe drumul ei. Taxiul, fostul mijloc de supraviețuire, devenise simbol al rezistenței și mărturii a sacrificiilor pe care ea era dispusă să le facă pentru cei pe care îi iubea. În acest ritm au trecut câteva luni. Bătăile ritmice ale picăturilor de ploaie pe acoperișul taxiului au devenit coloana sonoră schimbului de noapte al aleci. Orașul strălucea sub lumina felinarelor stradale, picăturile de ploaie lăsând pe asfaltul ud o urmă strălucitoare părea că ploaia se va prelungi pentru mult timp, creând fundalul pentru aventurile nocturne. Rătăcind prin labirintul urban, alea reușise deja să-și ducă câțiva pasageri. Fiecare dintre ei era important pentru ea. Alea se străduia să-i salveze de ploaie. Femeia frâna astfel încât pasagerii ei să nu cadă în bălți și noroi. Clienții, care rosteau cuvinte de mulțumire, lăsau bacși generoși. Noaptea se târa încet. Ceasul arăta ora trei. Și atunci pe ecranul telefonului a apărut o nouă comandă, să preia un pasager dintr-un sat de lux. Fără să stea pe gânduri, a acceptat comanda și s-a îndreptat spre cartierul de elită. Porțile s-au deschis, deschizând lumea luxului și a prosperității. Nu departe de o casă, ascunsă sub umbrele, se află o pereche în mâinile lor se aflau câteva genți, un diplomat din piele și două sticle de șampanie. Când s-au urcat în mașină, ochii alăci s-au lărgit. A recunoscut unul dintre pasageri? Era Grigore, fostul ei soț cu o femeie necunoscută. Conștientizarea acestui fapt s-a prăbușit asupra ei ca un nor de ploaie brusc. Frigul îi curgea prin vene. O pauză instantane a plutit în aer când cuplul s-a instalat pe bancheta din spate. Grigore, fără să țină cont de identitatea șoferului, i-a spus alăci adresa, o pensiune. Motorul a început să zumzăie și taxiul a intrat din nou în fluxul nocturn al orașului. Picături de ploaie dansau pe parbriz, reflectând furtuna de emoții din interiorul alăci. un arunca priviri în oglinda retrovizoare, observând cuplul scufundat în propriul lor univers. Luminile orașului se risipeau când taxiul se grăbea pe străzile ude de ploaie. Bătăile ritmice ale ploii se potriveau perfect gândurilor neliniștite ale aleci. Deodată, Grigore a ridicat vocea. Știi, Ecaterina, avem atât de mult noroc. În sfârșit, totul a intrat la locul lui, a început bărbatul, iar în vocea lui se auzea satisfacție. Ecaterina a răspuns cu bucurie, desigur, acum nu mai avem nevoie de nimic, toate visele noastre s-au împlinit. Alea a strâns mai tare volanul pe măsură ce conversația lor continua. Ea înțelegea că fostul ei soț și-a găsit deja o locuitoare. Că dragostea lor nu însemna nimic pentru el. Poate că tocmai cu ea a fost Grigorie în acea noapte în care Alea a găsit rujul. Oreașul se desena vag la periferie, în timp ce ea se lupta cu emoțiile care o copăleșeau. Cate, și eu sunt atât de fericit că ești cu mine în această zi. Și cum am putut să mă căsătoresc cu fosta mea? Alea este o simplă șoarece gri în comparație cu tine, a observat Grigorie cu o notă de mândrie în voce. Ecaterina a râs și sunetul s-a răspândit prin cabină ca o melodie neplăcută. Comparația a durut, fiecare cuvânt s-a imprimat în conștiința alăci. Ploaia își continua dansul neîncetat pe acoperișul taxiului, însoțind călătoria. Pe măsură ce se apropiau de hotel, Alea arunca priviri în oglinda retrovizoare, observând fugar cuplul de pe bancheta din spate. Aceștia păreau să nu observe nimic din jur, se sărutau și se îmbrățișau, fără să se sfiască de prezența șoferului. În față se zărea hotelul. Alea oftat fiindcă în curând se va descot de acești pasageri și va putea da frâu liber emoțiilor. A oprit taxiul și și-a curățat gâtul. Conversația de pe bancheta din spate s-a oprit. Grigorie și Ecaterina s-au pregătit să coboare. Bărbatul a început să scormonească în buzunare, a scos câteva bancnote și le-a aruncat pe scaunul din față, dar nici măcar nu s-a obosit să se uite la șofer, Grigorie și Ecaterina au ieșit rapid din taxiul alăci. Duetul părea că a uitat de etichetă, ascunsându-se în hotel, fără să lase bacșish. Alia, așezată la volan, nu s-a putut abține să nu-și întoarcă ochii pe lipsa de recunoștință. Când se îndepărtau de taxi, Alia a profitat de moment și a deschis geamul, aruncând o privire fugară la fostul ei soț. Picături de ploaie se amestecau cu oftatul ei discret în timp ce o privea pe pereche, pentru o clipă, înghețată sub stropii de ploaie. În tăcerea ce a urmat plecării lor, vocea lui Grigorie a străpuns aerul nopții și mandria s-a ajuns la urechile alăci. Înțelegi, Ecaterina, trebuie să ai un minte strălucitoare pentru a face ce am făcut noi cu acești bogați. Nici măcar nu vor înțelege ce i-a lovit. Acum suntem pregătiți pentru o viață mai bună. A răsunat râsul, o cacofonie de triumf și bucurie, care a acționat asupra nervilor alăci. Corului i s-a alăturat sunetul unei alte sticle de șampanie desfundate, confirmând presupusul lor succes. Dar pentru Alea, vocile lor erau doar zgomot de fundal, o reamintire a capitolului pe care l-a închis. Acum sigur! Decidând să nu mai fie o statică a conversației lor, Alea a închis fereastra și a pornit motorul luminile orașului se estompau pe măsură ce ea manevra pe străzile cunoscute, bubuitul neregulat al motorului servind drept fundal meditativ. Pe m-am săturat, am urmăit ea pentru sine, îndreptându-și privirea spre drumul strălucitor din fața ei. Cabina a devenit pentru ea un de post, protejând-o de ploaia emoțională care amenința să o înghită. Casa o atrăgea ca o fortăreață, un loc unde ecoul cuvintelor lui Grigorie nu o va apăsa cu fiecare pas, alea se îndepărta de fostul ei soț. Ea înțelegea că trebuie să-l uite pe acest om ne-recunoscător. Dar 15 ani de dragoste nu erau atât de ușor de aruncat. Când Alea a parcat taxiul în fața casei sale, a oftat ușurată. Noaptea, îmbibată de ploaie, își lua locul, dar aspectul familiar al casei o liniștea. Ea și-a descheiat centura de siguranță, gata să iasă afară, pentru a se adăposti în apartamentul părinților ei. Dar de îndată ce a deschis ușa mașinii, i s-a aruncat în ochi un diplomat din piele, lăsat neobservat pe bancheta din spate. Pe ea a căzut greutatea conștientizării. Grigorie și Ecaterina, în graba lor de a pleca, au uitat acest obiect important. Cu capul plecat, Alea a scos diplomatul. Acesta a târna solemn, amintindu-i de întâlnirea neplăcută luminile orașului se reflectau de pe suprafața sa lustruită. Femeia a oftat greu, hotărând să rezolve această problemă mai târziu. Acum, ea își dorea să se odihnească, să se refacă și să ia un duș fierbinte. Din fericire, la școală începuseră vacanțele, așa că mâine dimineață se putea dormi puțin mai mult. Soarele dimineții pătrundea prin perdele, umplând cu lumină caldă dormitorul alei ea s-a trezit cu inima ușoară, simțind cum în interiorul ei se produc schimbări abia sesizabile. Întâlnirea de ieri cu fostul ei soț a stârnit în ea ceva ce nu bănuia. Scăzând picioarele din pat și întinzându-se, Alea s-a gândit la claritatea care se instalase în conștiința ei. Nu-l va accepta pe Grigorie înapoi în viața ei. El a trecut peste o limită, zdrobindu-i sentimentele și provocând durere copiilor lor. Iertarea era o perspectivă imposibilă, iar alea a dobândit noi forțe pentru a merge mai departe. Împăturită de forță, ea s-a îndreptat spre bucătărie, gata să înceapă ziua cu o notă pozitivă. Notele aromate ale clătitelor și ale ceaiului parfumat au început să umple aerul, promițând un mic dejun delicios pentru ea și copii. Curând, în coridor s-a auzit sunetul pașilor copiilor. Copiii au ieșit din dormitoare, atrași de aroma ademenitoare a deliciilor de dimineață. Mamă, aceste clătite sunt pur și simplu imitoare. Iar în al meu ai pus mai multă ciocolată, a exclamat băiatul cel mare, Alexandru, cu o zâmbire jucăușă. Alea i-a aruncat o privire complice, desigur, ciocolată suplimentară pentru dulcețul meu. Mihai, copilul de mijloc, a continuat, mamă, ești perfectă îți ies mereu atât de bine. Totul datorită abilităților mele secrete de preparare a ceaiului, a seducătoare alea, bucurându-se de zgomotul vesel. Familia a stat împreună, împărtășind povești și râsete, transformând masa de mic dejun într-o întâlnire plină de viață. Atmosfera era plină de căldură și un sentiment de unitate, ceea ce contrasta puternic cu evenimentele tulburătoare ale zilei anterioare. După prânz, copiii, plini de energie, au decis să meargă la plimbare. Alia, rămasă singură în apartament, a profitat de oportunitatea de a se ocupa de diplomatul tat. Alea a deschis cu grijă obiectul de valoare și a privit înăuntru. Femeia a rămas uluită. În interior se aflau pachete de bani, bijuterii și alte obiecte. Alea le-a așezat cu grijă pe covor. Suma era destul de impresionantă. Și ce să fac acum? Să le duc la poliție? Alea și-a amintit cum Grigorie și Ecaterina discutaseră ieri despre faptul că au înșelat o femeie bogată și că acum vor trăi în lux. Așa că Alea a înțeles că toți banii și bijuteriile de aici erau furate. Femeia a intrat în panică, dar apoi privirea ei a căzut pe o carte de vizită ascunsă printre bancnote. A luat-o și a privit-o mai atent. Craeva Maria Victorovna. Și lângă, adresa și numărul de telefon. Alea a înțeles ce va face mai departe. Dar mai întâi trebuia să se ocupe de copii. A sunat la ei și i-a chemat acasă, apoi i-a dat instrucțiuni fiului cel mare, Alexandru. Trebuie să plec pentru câteva ore la serviciu. Ai grijă de cei mici. În frigider sunt mâncare pentru prânz și cină. Trebuie doar să o încălzești. Și dacă se întâmplă ceva, sună-mă imediat. Băiatul a dat din cap energic, nu-ți face griji, mamă, mă descurc. Alea i-a sărutat pe copil la revedere și a plecat înapoi în satul bogat de unde a luat ieri pe Grigorie. A găsit repede casa potrivită, dar la poartă a fost oprită de paznic. La cine? A întrebat paznicul sever la Maria Victorovna. Trebuie să-i transmit ceva. Alea a arătat spre diplomat. Bărbatul a transmis ceva prin stația radio, apoi a lăsat-o pe alea în curte. Femeia a fost uimită de bogăție. Casa cu trei etaje strălucea de curățenie și lux. Piscina a atras atenția alei prin dimensiunea sa. Și chiar și după ploaia de ieri, curtea era curată, totul strălucea de curățenie. Trăiesc oamenii, am urmăit ea pentru sine. În curând, Alea s-a trezit la ușile de intrare. I-a deschis o femeie plăcută la vedere. Ceva în ea i s-a părut cunoscut lei, dar ea a respins această idee. Bună ziua, am înțeles că sunteți pentru mine? A întrebat femeia. Și si eu sunt Maria. Alea i-a strâns mâna întinsă, apoi a intrat în casă. Maria Victorovna a condus-o într-o sufragerie spațioasă și luminoasă. Ceai, cafea, suc? a întrebat stăpâna. Alea a rămas uluită, doar apă, vă rog. Femeia a dat din cap prietenos și a plecat în bucătărie. Alea a rămas să examineze spațiile. Deși ea și cu Grigorie au avut o perioadă în care au trăit foarte bine, până la un astfel de nivel nu au ajuns. Aici, în fiecare centimetru se vedea avuția, deși în cameră nu erau accent stridente sau țipătoare. Pur și simplu calitatea mobilierului și a decorului nu putea fi ascunsă. În curând, Maria Victorovna s-a întors cu apă. Vă rog! Ale a mulțumit femeii, apoi a spus, am venit cu o treabă, înțelegeți, lucrez ca șofer de taxi și ieri noapte am luat din acest sat doi pasageri. A uitat diplomatul în mașină. L-am deschis pentru a găsi un mod de a lua legătura cu proprietarul, iar acolo era viza dumneavoastră, bineînțeles, bani și bijuterii, și eu nu am luat nimic. S-a justificat imediat Alea. Maria Victorovna a zâmbit cald. Alea, nu vă faceți griji, nu am de gând să vă acuz de furt. Ieri, servitoarea mea a scos din casă o sumă mare și multe bijuterii. Ecaterina a lucrat câțiva ani în această casă, dar, se pare, nu a putut rezista la posibilitatea de a se îmbogăți rapid. Desigur, mi-e neplăcut să trec prin așa ceva, dar nu este vina dumneavoastră. Mulțumesc pentru reacția dumneavoastră. Ce ați făcut cu diplomatul? Femeia a deschis diplomatul și a scos de acolo o broșă nesemnificativă. Banii se pot câștiga din nou dar această piesă aparținea străbunicii soțului meu. Nu se poate recupera nimic asemănător, iar tocmai aceasta a fost cea mai valoroasă piesă pe care a scos-o Ecaterina din casă. Ați fi putut să vă păstrați totul, atât banii, cât și bijuteriile, dar ați procedat corect și vă sunt recunoscătoare pentru asta. Maria Victorovna a scos o grămadă de bani din diplomat și a întins alei. Aceasta este pentru inconvenient și ca o mulțumire. Dar Alea a început să se împotrivească. Nu pot accepta asta și nu am venit aici pentru a fi mulțumită. Doar că Ecaterina nu era singură. A făcut treaba asta împreună cu fostul meu soț și am simțit că trebuie să vin personal să mă cer scuze, a zăpăcit ea. Alea, dar nu vă asumați responsabilitatea pentru ceea ce fac fostul dumneavoastră soț sau iubitul dumneavoastră. Pot să vă spun asta din propria mea experiență. Lăsați acest bărbat nesemnificativ, acceptați banii și cheltuiți pe dumneavoastră sau pe copii. A spus femeia, în vocea ei se putea citi o întrebare. 3. A răspuns ea, ja, stânjenită. Ce noroc ai, iar eu sunt singură cu soțul meu, dar nu ne întristăm, a răspuns Maria Victorovna cu veselie. Dar Alea a observat că vocea femeii a tremurat puțin. Se pare că tema era destul de dureroasă. Alia, uită-te la mine, ia banii, căci în curând e anul nou, bucură-te pe tine și pe copii, și pe mine, pentru că îmi va fi plăcut dacă îți va fi măcar puțin mai ușor, a spus Maria Victorovna. Alia a vrut să se opună din nou, dar Maria Victorovna a oprit-o. Ea aproape cu forța i-a băgat bani în mână și i-a cerut în schimb numărul de telefon poate că îi vor fi necesare serviciile de taxi în viitorul apropiat. Din conacul alei a plecat în confuzie. Pentru prima dată după moartea mamei sale, se simțea liniștită lângă altcineva. Chiar și Grigorie nu îi oferea o astfel de liniște și siguranță. Dar buzunarul paltonului îi se îngreuna de grămada de bani. Alea nici măcar nu îndrăznea să numere care era suma s-a gândit la cuvintele femeii despre faptul că trebuie să-și bucure copii, așa că alea a oprit la supermarket și a cumpărat produsele preferate ale copiilor săi. Acești bani le vor fi cu siguranță de folos familiei lor. Când alea a venit acasă cu saci plini de produse, copiii au venit să o întâmpine nerăbdătorii. Au aruncat o privire la pungile mari din mâinile mamei lor și au început să sară. Alexandru, Mihai și Mica Ecaterina s-au adunat în jurul ei, ochii lor s-au lărgit de curiozitate. Mamă, cum ai reușit să cumperi toate lucrurile noastre preferate? Ai câștigat la loterie? a întrebat Alexandru, iar fața lui s-a aprins de încântare. Alea a zâmbit la expresia lor curioasă și a pus pungile pe masa din bucătărie. Nici o loterie, dragii mei, a început ea, acum deja complet atrăgându-le atenția. Copiii au dat din cap, pe fețele lor s-au lăsat zâmbete curioase. Am dus-o proprietarului și ghiciți cine a fost această minunată femeie pe nume Maria Victorovna Caraeva. A fost atât de recunoscătoare încât a insistat să iau cu mine puțin bani pentru eforturi, a explicat alea cu un licăr în ochi. Wow, e uimitor, mamă, ce ți-a oferit? A întrebat Mihai încântarea lui se reflecta în ochii lui Alexandru. Alea a scos grămada de bani pe care i-a întins-o Maria Victorovna. Uitați, ne-a oferit atât de multe delicatese și este atât de generoasă, încât putem sărbători azi un ospăț, a exclamat Alea, iar copiii s-au revărsat în râsete și strigăte de bucurie. În timp ce despachetau pungile și răspândeau delicatesele, Alea le-a povestit despre vizita ei la conacul Mariei Victorovnei, Pictând o imagine via luxului și a căldurii. Copiii ascultau cu mare interes, apucându-se de fiecare detaliu. Seara a trecut sub râsete vesele, gustări delicioase și un maraton de filme. În mijlocul râsului general și al gustărilor delicioase, Alea nu putea să nu simtă recunoștință pentru întoarcerea neașteptată a evenimentelor. Nu era vorba doar de delicatese și bunătăți ci și de comunicarea cu o femeie cu inima bună și de simplele plăceri asociate cu petrecerea timpului cu copiii ei dragi. Această seară va rămâne un amintiri plăcute. Când s-au așezat pentru ultimul film, alea nu putea să nu se gândească la faptul că uneori viața oferă surprize sub forma unor bucurii neașteptate. A doua zi dimineață, alea a fost întâmpinată de ciripitul vesel al păsărilor și de lumina bâlândă a soarelui care pătrundea prin perdele. Tocmai în momentul în care ea se gândea la un weekend leneș cu copii, a sunat telefonul. Surprinsă să vadă numele Mariei Victorovnei pe ecran, Alea a răspuns cu un glas cald. – Bună ziua! – Bună dimineața, Alea, sper că nu te deranjez. A răsunat vocea Mariei Victorovnei, plină de note de urgență. – Deloc, cu ce te pot ajuta azi? A răspuns Alia, cu o curiozitate. Da, așa pe scurt. Mi s-a stricat mașina și sunt blocată și m-am gândit dacă mai putea ajuta cu un taxi. A explicat Maria Victorovna, cu o notă de neliniște în voce. Fața lei s-a luminat cu un zâmbet. Sigur, cu plăcere te voi ajuta. Am liber azi, iar tu ai adus atâta bucurie familiei mele. Spunem doar unde ești și ajung repede în vocea Mariei Victorovnei se auzea ușurare. Mulțumesc, Alia! Mă aflu la intersecția străzii Berzoasei cu Bulevardul Dubovski și apreciez bunătatea ta. Consideră că e totul rezolvat și ajung curând la tine, a asigurat-o Alia și a închis telefonul. Zburdelnica de dimineață în casa alei s-a transformat rapid într-o misiune. Alia, ca întotdeauna o femeie eficientă și multitask, s-a pregătit în timp record. S-a asigurat că copiii sunt sătui și îngrijiți, înainte de a pleca într-o aventură neașteptată. Ieșind pe ușă și lăsându-le pe fiul cel mare în grija vecinei, Alea a simțit anticipare. Soarele stătea sus pe cer, promițând o zi plină de răsturnări interesante. Ajunsă la locul indicat, Alea a găsit-o pe Maria Victorovna așteptând-o. Pe buzele femeii se juca o zâmbet de mulțumire. Mulțumesc mult că ai venit, Alea, ești pur și simplu o salvatoare. Nu e nevoie, urc în mașină și ne vom întoarce la normal, a răspuns Alea, făcând un gest spre ușa deschisă a mașinii. Maria Victorovna s-a instalat pe scaun și a mai odată să-și exprime recunoștința. Mi-ai fost de mare ajutor și nu pot exprima cât de recunoscătoare sunt. Alea a scuturat din cap la cuvintele femeii. Nu trebuie să mă mulțumești, noi suntem acum prietene, nu-i așa? Ziua lor s-a desfășurat perfect. Maria Victorovna, întotdeauna amabilă și bună, a invitat-o pe Alea să o însoțească la diverse sarcini. Au vorbit și au râs, povestindu-și povești. Alea a împărtășit cu plăcere povești despre copiii ei, despre năzdrăvâniile lor și despre bucuria pe care o aduceau în viața ei. Duetul a vizitat buticuri scumpe, a studiat subtilitățile muncii biroului Mariei Victorovna și chiar a gustat mâncăruri delicioase într-un restaurant. Pe tot parcursul zilei, Alea se mira de lumea luxului în care a ajuns. Și în același timp, râdea sincer și comunica cu noua ei prietenă. Când Alea o ducea pe Maria Victorovna acasă, soarele se scufunda în spatele orizontului, inundând orașul cu lumină caldă. Femeia recunoscătoare pentru aventura neașteptată i-a întins aliei un plic gros cu bani. Înainte ca Alia să poată protesta, Maria Victorovna a coborât din mașină, uluind-o pe Alia. În timp ce conducea înapoi acasă, Alia se gândea la ziua care tocmai trecuse. Bunătatea ei manifestată, prietenia dobândită și plicul strâns în mână erau o reamintire că, uneori, momentele neașteptate pot duce la legături neobișnuite și foarte curând, femeia i-a invitat la ea în vizită. Aerul de iarnă era crocant când Alia, însoțită de copii, a ajuns la conacul Mariei Victorovna. Priveliștea curții înzăpezite, care în curând se va umple de râsete și jocuri vesele, a încălzit instantaneu inima alei. Maria Victorovna i-a întâmpinat cu brațele deschise. Și eu sunt atât de fericită că ați putut veni. Alia, Copiii par să se distreze de minune. Alea a zâmbit, observând cum copiii ei explorează cu nerăbdare țara minunilor de zăpadă. Mulțumesc că ne-ați invitat, ei așteptau cu nerăbdare acest lucru. În spațiosul curte, copiii s-au deschis către un paradis de iarnă. Leagane, care se leagănă ușor pe vânt, o cutie de nisip decorată cu zăpadă și un câmp deschis de zăpadă, care așteaptă ca din el să se nască o capodoperă. În aerul înghețat se auzea râsul copiilor care se bucurau să facă un om de zăpadă și entuziasmul lor era contagios. Maria Victorovna s-a alăturat alei. Ambele femei au privit ceea ce se întâmpla cu căldură în ochi. Copiii tăi sunt minunați, Alea. Cât de bine că sunteți în viața noastră. Alea nu putea să nu simtă un sentiment de recunoștință. Și dumneavoastră, Ați fost mai mult decât generoasă, Maria Victorovna, și nu m-am așteptat la atâta căldură și bunătate, când ne-am cunoscut doar. Plimbându-se prin curtea înzăpezită, Maria Victorovna împărtășea povești din copilăria ei. Alia, la rândul ei, îi povestea despre ultimele aventuri ale copiilor ei. Prietenia dintre ele a crescut și s-a consolidat. Copiii, care se distraseră de minune în vremea rece, au venit cu obrajii roșii și ochii strălucitori. Mamă, putem să construim o cetate de zăpadă? A întrebat Alexandru, cel mai mare. Maria Victorovna s-a alăturat lor, ochii ei strălucind. Desigur, să construim cea mai grandioasă cetate de zăpadă din lume. Cu râsete și muncă în echipă, au construit o cetate de zăpadă minunată. Copiii s-au bucurat de creația lor, alternându-se în aupăzi pe noua lor cetate. La sfârșitul zilei, Maria Victorovna a propus să bea cacao caldă, pentru a se încălzi. Compania s-a adunat în sufrageria confortabilă, savurând băutura și împărtășindu-și povești. Căldura șemineului le încălzi a plăcut după temperatura înghețată de afară. Târziu în noapte, a început din nou să plouă. Alea se gândea deja cum să ajungă acasă, dar Maria Victorovna a invitat-o pe Alea și pe copiii ei să rămână peste noapte în căldura conacului ei. Alea, apreciind gestul, a acceptat cu bucurie. Când copiii s-au aranjat în paturile lor confortabile, înconjurate de confort și căldură, Alea și Maria Victorovna s-au găsit în bucătărie, savurând vin și purtând o conversație. Lumina bâlând a lămpilor de bucătărie le lumina fețele. În timpul conversației, Maria Victorovna, cu o curiozitate sinceră, a întrebat-o pe Alea despre biografia ei. Nu mi-ai povestit niciodată despre trecutul tău, Alea. Ce te-a determinat să devii taximetristă? Alea a făcut o mică îndițitură de vin înainte de a răspunde. Ei bine, Maria Victorovna, viața s-a întors împotriva mea într-un mod neașteptat. Am o educație economică de contabil, dar m-am căsătorit de vreme. Din păcate, fără experiență, a fost dificil să găsesc un loc de muncă. Atunci am răspuns la un anunț de angajare pentru taximetriști. A fost singurul lucru pe care l-am putut găsi în acel moment. Ochii Mariei Victorovna au scânteiat și s-a plecat spre ea cu o zâmbitoare caldă. Alia, am avut o idee și e un cadou de Crăciun pentru tine. Alea o privia cu o combinație de uimire și neliniște. Nu e prea devreme pentru cadouri? Maria Victorovna a anunțat cu un licăr în ochi. Și vreau să-ți propun un loc de contabil în compania mea. Abilitățile tale merită mai mult și cred că ai fi un plus valoros pentru compania mea. La alea i s-au umplut ochii de lacrimi de la oportunitatea neașteptată. Am brățișat-o strâns pe Maria Victorovna mulțumesc, mulțumesc din suflet, dar nu vă imaginați ce înseamnă asta pentru mine. Maria Victorovna a îmbrățișat-o înapoi, simțind o recunoștință sinceră. Este cel mai mic lucru pe care îl pot face pentru un prieten. Vom fi o echipă grozavă, alea. Cele două femei s-au așezat la bucătărie, ridicând toasturi pentru noi începuturi și vise comune. Iar în afara ferestrei continua să cadă zăpada, învăluind lumea într-o liniște tăcută. Promisiunile unui viitor luminos și al unor noi oportunități pluteau în aer, consolidând legătura dintre Alea și Maria Victorovna. A doua zi dimineață, bucătăria Mariei Victorovna s-a umplut cu aroma cafelei proaspăt preparate și cu sunetul șuieratului baconului. Alea, copiii ei și chiar Igor Craev, soțul Mariei Victorovna, s-au adunat la masă pentru a lua un mic dejun delicios. Igor, care tocmai se întorsese dintr-o călătorie de afaceri, i-a salutat cu căldură. Bună dimineața tuturor! Maria mi-a povestit despre noi noștri prieteni. Sunt bucuros să vă cunosc în sfârșit. Copiii alei au schimbat zâmbete, simțind că sunt sincer bineveniți. Masa pentru micul dejun era decorată cu o mulțime de delicii delicioase, de la clătite pufoase până la fructe diverse. Alea a privit cu plăcere cum copiii ei interacționează cu copiii lui Igor Craev. În acest casă, plină de lux și bogăție, Alea nu se simțea străină. Nu era tratată ca o servitoare, iar copiii ei erau iubiți sincer. În timp ce se bucurau de odihna de dimineață, Maria Victorovna le povestea lui Igor despre aventurile ei, folosind gesturi animate pentru a-i atrage atenția. Alea nu putea să nu remarce afecțiunea și respectul sincer care exista între soți. După un mic dejun copios, când copiii alei s-au pregătit să plece, Maria Victorovna a dispărut pentru o clipă și a revenit cu cadouri frumos ambalate pentru fiecare copil. În ochii copiilor se citea emoție, în timp ce își desfaceau cadourile. Igor, cu o zâmbitoare caldă, s-a alăturat cuvintelor de mulțumire ale soției sale. Mulțumesc că aduceți bucurie în casa noastră, sunteți mereu bineveniți aici. Când au stat la ușă, gata să iasă din nou în lumea înzăpezită, Maria Victorovna i-a aruncat alei o privire conspiratoare. Nu uita că luni dimineața te aștept la birou. Alea nu putea să nu simtă o amestecătură de anticipare și recunoștință. Mulțumesc mult pentru tot, Maria Victorovna, și abia aștept asta. Zăpada scârțâia sub bocancii lor când au plecat, lăsând în urmă o casă plină de râsete, amintiri comune și promisiunea unei prietenii care a înflorit într-o ceva cu adevărat neobișnuit. Sfârșitul de săptămână a trecut repede într-un vârtej de activitate și așteptare. Ale a combinat sarcinile de a-și ajuta copiii la teme și a studiat în același timp materialul care, în opinia ei, ar putea fi util pentru munca viitoare în compania Mariei Victorovna. Apropiindu-se de seara de duminică, asupra ei a căzut un nor de nervozitate, și în capul ei au apărut îndoieli. Greutatea săptămânii de lucru viitoare a păsat pe umeri, iar Alia s-a trezit pe punctul de a renunța la oferta generoasă a Mariei Victorovna. Tocmai în momentul în care se gândea dacă să-i sune femei în cameră, a intrat fiul ei cel mare. Zâmbind mângâietor, Alexandru a îmbrățișat-o strâns pe mama sa. Mama, la tine totul va fi bine. Ești puternică, sigură pe tine și capabilă. Nu te îndoiești de tine. Vei fi un angajat grozav și sunt sigur că vei eclipsa pe toată lumea în acest birou. Alei au atins cuvintele lui Alexandru. Suportul său neîncetat i-a dat încărcarea de încredere de care avea nevoie atât de mult. S-a uitat în ochii lui, recunoscătoare pentru îmbrățișări. Mulțumesc! Alexandru. Credința ta în mine este foarte importantă pentru mine și voi face tot posibilul. Alexandru a dat din cap. Încrederea lui umplea toată camera. Iată-o pe mama mea, a depășit atât de multe, iar acesta este un alt pas spre un viitor luminos pentru noi toți. Noi credem în tine. Încurajată de cuvintele lui Alexandru, Alea a decis să întâmpine săptămâna nouă în armat până la dinți. Perspectivele de a face un pas în necunoscut o îngroziau și o entuziasmau în același timp. Dar, datorită asigurărilor fiului ei, care răsunau în urechile ei, a simțit o nouă undă de încredere. Când a sosit seara de duminică, Alia se pregătea mental pentru încercările care o așteptau. Cu toate acestea, Alia s-a îngrijorat doar degeaba. La serviciu, ea a fost întâmpinată de Maria Victorovna. Ea a condus-o pe Alea prin birou, prezentându-i pe toți angajații. Iar după jumătate de oră, a deschis ușile biroului. Iată unde te poți așeza, acesta este biroul tău. Femeia a zâmbit plăcut. Maria Victorovna, vă sunt atât de recunoscătoare pentru această oportunitate. Nu știu ce aș face fără voi. Dar, dar nu merită nicio recunoștință, a răspuns Maria Victorovna. Începe să te familiarizezi cu munca, dacă apar întrebări, sună. Bine, nu te voi mai distrage. Mult succes! Așa că Alea a rămas singură în biroul ei. A pornit computerul și a început să studieze documentele și tabelele. Până la sfârșitul zilei, i-a schițat aproximativ un plan de lucru care să o ajute să se integreze rapid în echipă. Trei săptămâni au trecut neobservate noul ritm de lucru s-a dovedit a fi surprinzător de ușor pentru alea. În fiecare zi, ea se cufunda cu capul în sarcini și probleme pe care îi le punea șefa. Era interesant să-și aplice cunoștințele și abilitățile, contribuind la dezvoltarea companiei Mariei Victorovna. Relațiile de prietenie dintre colegi și atmosfera de sprijin au încălzit și mai mult entuziasmul alei. Săptămânile au trecut după săptămâni, Alea a devenit o parte integrantă a echipei, iar eforturile ei nu au rămas neobservate. Maria Victorovna, mulțumită de devotamentul Alei, o vizita periodic în biroul ei pentru a-și exprima recunoștința. Odată, când împreună examinau niște rapoarte, Maria Victorovna a remarcat: "Alea, contribuția ta la muncă a fost remarcabilă. Sunt fericită că lucrezi aici." Alea a zâmbit Recunoscătoare pentru oportunitatea oferită. Mulțumesc, Maria Victorovna, și eu primesc o adevărată plăcere de la muncă și îmi place să fac parte din companie. Cu apropierea noului an, Alea și copiii ei au început să-și transforme apartamentul într-un paradis festiv. Globuri, ornamente și aroma de ace de pin au umplut aerul, când împreună lucrau pentru a aduce în casa lor o atmosferă festivă. În mijlocul haosului plin de bucurie, alea i-a adunat pe copii în jurul ei. Ascultați, dragii mei, a început ea. În acest an, vom întâmpina anul nou într-un loc special. Copiii au privit-o cu curiozitate, dornici să afle mai multe. Îl vom petrece în conacul Mariei Victorovna. Nu-i grozav. A anunțat Alia, iar ochii ei au scânteiat de entuziasm. Frunțile copiilor s-au luminat de bucurie, când și-au imaginat un festin grandios în împrejurimile luxuriante ale casei Mariei Victorovna. Planurile pentru noaptea de anul nou au luat contur, când au discutat despre decorațiuni, activități festive și delicioase gustări. Pe măsură ce își decorau apartamentul, sărbătoarea, parcă, a devenit și mai aproape. Copiii, plini de entuziasm, numărau cu nerăbdare zilele până la Marea Întâlnire de Anul Nou în Conacul Mariei Victorovna. 30 decembrie, care se apropia, părea să fi sosit aproape imperceptibil. În agitația pregătirilor constante. Copiii, plini de entuziasm, erau ocupați cu realizarea de cadouri sincere pentru Igor și Maria. Au pus toată puterea lor în cărți poștale și desene pentru a încânta pe Chita Craev. Alea a profitat de oportunitate pentru a alege cadouri mai semnificative pentru gazdele binevoitoare. A ales sticle cu parfumul lor preferat, sperând că aceste cadouri vor transmite recunoștința și aprecierea ei pentru bunătatea lor. În timp ce mergeau spre conacul Mariei Victorovna, Alea nu putea să nu reflecteze la răsturnările sorții care au dus-o la acest moment. Întâlnirea cu Maria a devenit pentru ea o stea călăuzitoare în viață. Această femeie i-a oferit sprijin și ajutor atunci când Alea avea nevoie de ele cel mai mult. Și pentru asta, Alea îi va fi recunoscătoare până la sfârșitul zilelor sale. Călătoria cu mașina a fost plină de râsete de copii, povești despre cum a decurs ziua și o anticipare crescândă a sărbătorii viitoare. Alea nu putea să nu simtă un sentiment de căldură și satisfacție când acel drum dificil a dus-o la un loc unde era confortabil atât pentru copii, cât și pentru ea. Ajunși la conac, copiii au înmânat cu nerăbdare cadourile făcute manual, iar fețele lor se luminau de mândrie. Igor și Maria au acceptat cu bucurie cadourile, mișcați de sinceritatea și grija puse în fiecare lucru. Mai târziu în seara aceea, când toți s-au adunat la o masă frumos decorată, povestindu-și reciproc povești și râzând. Alea nu putea să nu se desprindă de senzația că aceasta va fi o sărbătoare de anul nou cu adevărat specială. Pe măsură ce se apropia seara, aerul s-a umplut de râsete, povești și aroma dulce a delicateselor festive. În conac, decorat cu frumoase decorațiuni, domnia o așteptare plină de bucurie a sărbătorii viitoare. Dimineața zilei de 31 decembrie, toți membrii gospodăriei au fost copăleșiți de un sentiment de emoție. Igor i-a propus copiilor să participe la o tradiție familială, să aleagă împreună și să împodobească bradul. Familia Craev respectase de mult această tradiție, transformând-o într-un ritual sacru care marchează începutul noului an. Copiii au fost de acord cu bucurie, iar ei și Igor au plecat să-și caute bradul perfect. Iar Maria și Alea s-au ocupat de bucătărie, unde se pregăteau cu forțe de pline pentru sărbătoarea de anul nou sub sunetele tăieturii, șuieratului și zgomotului vaselor, ambele femei au găsit minute pentru a-și împărtăși povești și a râde. Maria Victorovna nu putea să nu observe influența pozitivă a familiei alei asupra lui Igor. Ști, Alia, Igor a înflorit atât de mult de când tu și copiii tăi ați apărut în viața noastră. Îmi face inima să se bucure când văd cât îi place să petreacă timp cu voi toți, a împărtășit Maria. Alea a zâmbit, simțind un sentiment profund de recunoștință pentru prietenia neașteptată. Este reciproc, Maria, noi, bunătatea și generozitatea ta ne-au schimbat lumea. Pare că am găsit nu doar prieteni, ci și o familie, a răspuns Alea. În timp ce continuau pregătirile, conacul s-a umplut de căldura poveștilor povestite, sunetul paharelor și aroma mâncării delicioase totul era gata pentru sărbătoarea de anul nou, care nu va fi doar o schimbare a paginii calendarului. Această zi va fi o mărturie a faptului că în lume mai există oameni care știu ce înseamnă bunătatea și grija. Seara a căzut lin peste conac, învăluind-o în lumina bâlândă a luminilor festive și în râsul a două familii care sărbătoreau venirea noului an. Când ceasul a bătut miezul nopții, Igor și copiii alei au luat o legătură de artificii și au plecat în curte pentru a picta cerul nopții cu explozi de culoare și sunet. Copiii erau în afara de bucurie, în ochii lor se reflecta un caleidoscop de nuanțe, iar râsul și exclamațiile lor de bucurie se răsunau în aerul răcoros. Alea era sigură că copiii își vor aminti această noapte multă vreme. După spectacolul spectaculos, copiii, încă plini de entuziasm, au decis să transmită spiritul Crăciunului vecinilor. În armații cu mici cadouri și entuziasm contagios, au pornit în drum pentru a felicita oamenii din jur, iar Igor s-a oferit să însoțească micul dejun. În zilele rămase în liniște după sărbătoare, Alea și Maria Victorovna s-au trezit în brațele liniștite ale conacului. Atmosfera festivă încă persista, dar Maria a observat schimbări subtile în comportamentul alăci. În ochii ei apăruse o nuanță de tristețe, o tăcere tristă, incompatibilă cu evenimentul fericit. Maria, îngrijorată, a întrebat cu atenție, Alia, totul este în regulă. Mi se pare că ai părut puțin pierdută pentru o clipă. Alia a oftat, privirea ei s-a mutat spre luminile pâlpâitoare de afară. Pur și simplu mi este dor de părinți. Sărbătorile sunt minunate, pentru că a fi aici cu voi este minunat, dar asta mă amintește și de vremurile când părinții mei erau alături. Înțelegând profunzimea emoțiilor alăci, Maria i-a zâmbit cu compasiune. Nu te pot înlocui pe părinții tăi, alea, dar pot fi alături de tine. Suntem mai mult decât prieteni, acum suntem o familie, iar familia se ajută reciproc, mai ales în momentele de nostalgie și tristețe. Și hai să trecem la -ți tu căci mă simt foarte bătrână. Cuvintelor Mariei, alea i s-a făcut cald. Mulțumesc, Maria! Ai fost un adevărat prieten și voi fi recunoscătoare pentru prietenia pe care am găsit-o aici. Să prețuim momentele pe care le avem și să creăm noi amintiri. Paharele au sunat într-un toast tăcut pentru legătura care a crescut între ele. Au privit încă ceva timp în noaptea înzăpezită. Și brusc, ale a simțit dorința de a se deschide noi sale prietene. De când s-au întâlnit căile lor, profunzimea prieteniei lor a crescut constant, iar Ale a simțit că Maria poate fi cea care să-i încredințeze. Când stăteau în sufragerie sub trosnetul liniștitor al șemineului, Ale a tras o adâncă gură de aer. Maria Există ceva ce nu am împărtășit niciodată cu nimeni. Cred că ar trebui să știi. Maria Victorovna, Perspicace și plină de compasiune, s-a uitat la Alea cu o expresie bâlândă. Tu poți să mă încredințezi, Alea, orice s-ar întâmpla, eu voi fi alături de tine. Obținând această asigurare, alia a început să dezvăluie acea parte a vieții sale pe care o ascunsese atât de mult timp. M-au adoptat, a început ea, vocea ei era bălândă, dar plină de emoții. Nu am cunoscut-o niciodată pe mama mea biologică m-a lăsat la orfelinat cu o singură notiță. Flacăra pâlpâitoare din șemineu dansa într-un ritm tăiat, revelația alăci plutea în aer, creând un moment special între cele două femei. Maria Victorovna, de obicei calmă și echilibrată, s-a dovedit a fi agitată de povestea alăci. Alea și-a mutat privirea spre Maria Victorovna, în ochii căreia străluceau lacrimi necurățate. Maria, ce s-a întâmplat? A întrebat ea cu sinceră îngrijorare. Maria Victorovna a tras o adâncă gură de aer. În vocea ei se auzea greutatea unei dureri de zece ani. Alia. Cred că pot fi mama ta biologică. În cameră s-a instalat o tăcere uluită, întreruptă doar de trosnetul persistent al șemineului. Ochii alăci s-au lărgit în neînțelegere, pe față îi se reflecta o combinație de șoc și durere. Maria Victorovna a continuat, vocea ei tremurând de greutatea unei taine păstrate de multă vreme. Eram foarte tânără, speriată și singură când am rămas însărcinată. Bărbatul care, credeam eu, mă iubea, m-a părăsit, iar părinții mei m-au respins. Nu aveam pe nimeni, nicio sprijin. A trebuit să fac o alegere, o alegere care mi-a provocat o durere de neimaginat. A trebuit să te dau la orfelinat. Lacrimile curgeau pe fețele ambelor femei, durerea și revelațiile lor s-au împletit într-un goblen complicat. Recunoașterea Mariei Victorovna a plutit în aer, încărcată de greutatea multor ani de tăcere. Alia, uluită de revelație, și-a întins mâinile și a îmbrățișat-o pe Maria. Nu pot să cred, a șoptit ea. Atâția ani am fost atât de apropiate și nu știam nimic. Maria Victorovna a dat din cap, în ochii ei încă mai străluceau lacrimi. Îmi pare rău pentru această decizie în fiecare zi a vieții mele și nu am încetat niciodată să mă gândesc la tine. Când ne-am întâlnit, am simțit o legătură, dar nu am îndrăznit să sper. Alia, înțelegând toată complexitatea situației, i-a strâns mâna Mariei. Putem trece prin asta împreună, Maria, avem șansa să ne vindecăm și să construim ceva frumos. În șemineu, focul trosneancet încet și cele două femei, legate de un neașteptat răsturnător de soartă, au dezvăluit adevărul pe care l ascunseseră atât de mult timp. Poate că între ele se întindea o prăpastie imensă, dar mai aveau o șansă să-și construiască un viitor împreună, ca mamă și fică. În lumina bălândă a șemineului, Maria Victorovna a tras o adâncă gură de aer. Încercând să-și revină după revelația emoționantă. Cu o combinație de tristețe și speranță în ochi, ea a continuat. După ce te-am dat la orfelinat, Alea, viața mea a luat o întorsătură neașteptată. Mi-am construit o viață bună, am studiat, m-am căsătorit cu Igor și împreună am devenit destul de bogați, am împărtășit Maria Victorovna. Dar întotdeauna a rămas în mine o goliciune un dor de a te găsi și de a ne reface viața. Ale asculta cu atenție, în inima ei răsuna o melodie necunoscută. În fața ei se descoperea încet toate peripețiile destinului Mariei Victorovna. Din păcate, a continuat Maria Victorovna cu un oftat greu. Toate documentele din orfelinat au dispărut într-un incendiu. Te-am căutat, dar urmele nu au dus la nimic. A fost o chin fără sfârșit atât pentru Igor, cât și pentru mine. El mă iubește foarte mult și să mă vadă suferind era dureros și pentru el. O atmosferă sumbră a umplut camera. În timp ce Maria povestea despre adâncimea dorinței sale și despre problemele cu care s-a confruntat, focul trosnea, aruncând pe pereți umbre care păreau să danseze în ritmul bătăilor inimilor lor. Am încercat să avem un copil al nostru, dar soarta avea alte planuri și nu puteam să rămân însărcinată, a mărturisit Maria Victorovna. În ochii ei se reflecta durerea sufletească a viselor neîmplinite. Iar apoi, prin voia sorții, în viața noastră ai apărut tu. Și nu pot exprima cât de mult înseamnă asta pentru mine, alea. Maria Victorovna și-a întins mâna și-a luat ușor mâinile alăcenale sale sper că vei găsi în inima ta puterea să mă ierți pentru durerea pe care ți-am cauzat-o. Sper că putem crea o familie, nu doar formal, ci și în sensul cel mai direct al cuvântului. Alia, tulburată de sinceritatea cuvintelor Mariei Victorovna, a simțit un val de emoții. Ea și-a strâns mâinile Mariei Victorovna, recunoscând toată complexitatea situației. Maria, este foarte dificil, dar vreau să încerc acum avem șansa să construim ceva frumos. Alea a îmbrățișat-o strâns pe mamă, inima ei se umplea de o combinație de emoții, dragoste, iertare și recunoștință. Maria, ai dovedit deja că ești o persoană bună și bună. M-ai ajutat de nenumărate ori, chiar dacă nu știai că sunt fiica ta, a șoptit alea printre lacrimi. Maria Victorovna, la fel de emoționată, și-a șters o lacrimă care-i se rostogolea din colțul ochiului. Alea, nu pot fi mai recunoscătoare pentru faptul că viața ne-a dat această șansă, și eu am visat atât de mult la asta. Au plâns împreună, lăsându-se inundate de povara cuvintelor nespuse și a timpului pierdut. Livingul, decorat cu o strălucire delicată a decorațiunilor de sărbătoare, a fost martor la reîntâlnirea mamei și a fiicei. Până când Igor s-a întors cu copii, femeile aveau timp să-și revină. Copiii au fost duși cu grijă la culcare în acea noapte. Adulților le trebuia să vorbească fără urechile lor curioase. Stăteau în liniște în living, când Maria Victorovna a decis că a venit momentul să îi împărtășească vestea lui Igor. A tras o adâncă gură de aer și s-a întâlnit cu privire alăci. Igor, trebuie să-ți spun ceva important, a început Maria, Vocea ei era calmă, dar în același timp plină de emoții. Alea este fica mea pe care nu am putut să o găsesc niciodată. La început, Igor a privit surprins ambele femei. În cameră s-a instalat o tăcere. Dar apoi, Igor a fost cuprins de înțelegere și a zâmbit larg. Fica noastră! Este incredibil! Igor a sărit la Alea și a îmbrățișat-o strâns, apoi a spus. Este cel mai bun cadou de Crăciun. În trei, au petrecut mult timp în living, bucurându-se de conversații și povești. Alea a povestit că a fost crescută de oameni uimitori, că îi iubește pe părinții ei. Femeia a recunoscut că nu este sigură dacă va putea să-l numească pe Igor și pe Maria tată și mamă, dar bărbatul a întrerupt-o pe Alea. Nu trebuie să te gândești la asta. Cel mai important lucru este că ești în viața noastră. Judecând după poveștile tale, ai fost crescută de oameni buni, și ei merită în totalitate să-i numești mamă și tată. Iar restul este o prostie. Adevărul, iubita mea. Cel mai important lucru este că ne-ai găsit. Femeia a dat din cap. Nu-mi pasă cum mă vei numi. Cel mai important lucru este că ești aici. Dimineața a venit pe nesimțite. Copiii s-au trezit și au început să deschidă cadourile lor. Nici măcar nu au observat că Igor și Maria îi priveau altfel. Acum, soții aveau dreptul de plin să-i răsfețe pe acești copii minunați. Nepoții lor merită tot ce e mai bun. Următoarele câteva luni au trecut rapid. După lungi eforturi de convingere, alea a acceptat să se mute în conac la Maria și Igor. Acolo s-a găsit un loc pentru ei. Iar copiii au fost incredibil de fericiți. Acum fiecare avea o cameră separată. Se puteau juca în fiecare zi în curte, iar bunica Maria le gătea delicioase și variate delicatese. Apoi a venit primăvara, iar Igor i-a adunat pe femei în sufragerie și a declarat: Familia, am niște vești grozave! Care anume? A întrebat Maria. Autoritățile de aplicare a legii au prins în sfârșit-o pe Ecaterina, i s-a dat o pediapsă serioasă pentru furt în mare. Ultimul proces a avut loc zilele trecute. Acum o transportă la închisoare, unde va petrece următorii câțiva ani. Un oftat șocat a trecut prin cameră. Și tu ai tăcut? S-a revoltat Maria. Nu am vrut să vă stric starea de spirit așa că ați aflat pur și simplu despre rezultatul cazului. Hoțuaica va fi pedepsită, dreptatea s-a înfăptuit. După aceste știri, Alia s-a gândit la fostul ei soț. Grigore a participat la afacerea împreună cu Ecaterina. Dar, se pare, cumva a reușit să scape. Nu e de mirare, căci e un asemenea hoț. A doua zi, Alia s-a apropiat de Maria. Am nevoie de sfatul tău. Desigur, dragă, ce s-a întâmplat? A întrebat femeia. Maria Victorovna nici măcar nu-și recunoștea cât de mult îi plăcea să se afle în același casă cu fica ei. Numai datorită jocurilor sorții a reușit să o găsească pe alea și nu o va mai lăsa pe această fată. Vreau să vând apartamentul părinților. Bine, dar de ce tocmai acum? Curând e aniversarea lor. Și am realizat că nu voi mai putea locui în acea casă fără copii, e prea pustiu și singuratic. Fiecare perete ascunde amintiri ale lor și să fiu un apartament e prea greu pentru mine. Maria a tăcut puțin, apoi a continuat. Bine, voi găsi pe cineva care să se ocupe de această problemă. Mulțumesc. Alea a îmbrățișat-o pe mamă. Atunci, mă duc astăzi acolo, să mă apuc de treabă și să arunc cu noiul inutil. Femeile s-au despărțit cu căldură, iar deja după 40 de minute alea au oprit la casa cunoscută. Aici a petrecut copilăria, aici a început să construiască o familie. Dar acum acest apartament păstra prea multe amintiri dureroase. Ziua pentru alea a trecut neobservat. Ea a curățat cu atenție apartamentul pentru a-l pregăti de vânzare. Muntele de gunoi și mizerie a fost trimis la groapă de gunoi. În ultima ei vizită la containerul de gunoi, a auzit un glas familiar. Alia. Femeia s-a întors și s-a confruntat față în față cu Grigore. Bărbatul s-a schimbat puțin în timpul divorțului. Poate că a luat câteva kilograme în plus. Grigorie, cum te descurci? Alea încerca să fie civilizată și educată, deși în interiorul ei se dezlănțuia un uragan de emoții. Alu, iartă-mă, am greșit. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, dar tu ești cea mai bună lucru care mi s-a întâmplat în viață. Femeia doar și-a ridicat sceptic o sprânceană, iar Grigoria a continuat. Înțeleg că nu mă crezi, dar spun adevărul, îmi lipsești tu și copiii, și sunt gata să fac orice ca să mă ierți chiar și să fur. Grigorie a tresărit. Ce? Poate nu ți amintești, dar în noaptea în care tu și Cătălina împărțiați ce furasei de la șoferul tău, eram eu, și mă amintesc cum îi spuneai că fosta ta soție nu se ridică nici măcar la nivelul ei. A observat cum Grigorie a palit. A încercat să-i răspundă, dar nu a avut timp. În acea noapte am înțeles că niciodată nu te voi accepta înapoi iar acum am început o nouă viață. Ce să fac, Alia? Am rămas complet singur. Femeia s-a gândit o clipă, apoi a înfipt în mâini lui Grigorie un pachet. Idee, aruncă gunoiul, așa cum ai aruncat la gunoi 15 ani de căsnicie, iar mai departe nu-mi pasă. Alea și-a scuturat mâinile și s-a îndreptat spre mașină. Era timpul să se întoarcă acasă, unde o așteptau copiii. Maria și Igor